La primul campionat al Chișinăului în istorie de lupte libere nu au participat liderii naționale. În zilele când a avut loc competiția, cei mai puternici sportivi luptau în Germania. Cu regret pentru noi și cu fericire pentru dânșii, ei acum sunt încadrați în campionatul Germaniei, în luptele pentru între cluburi în Germania și băieții se duc în deplasare. Dar practic tot lotul care numărul 2, numărul 3, lotul de rezervă, toți aici participă, inclusiv și tineretul. Printre cei 120 de sportivi care au evoluat la primul campionat al Chișinăului s-au aflat în afară de gazde reprezentanții Israelului, Ucrainei și Belarusului. Primăria municipiului Chișinău, inclusiv sub egida primarului, s-a hotărât de a se organiza campionatul deschis al municipiului Chișinău din considerente pentru a ridica concurența, nivelul de pregătire a sportivilor. Fondul de premii al turneului a constituit 25.000 de lei. Învingătorii au încasat prime de 1.500 de lei, după care au plecat în vacanță. Competiția de lupte libere este ultima din anul 2012. Alexander Botnar, Vitalie Moisei pentru Cotidian.